Dragi prieteni, cu voi din este Amina și în acest videoclip eu o să filmez câteva idei de titluri de Crăciun. Nu știu dacă ați văzut videoclipul anterior, o să vi-l pun aici, în care am gătit ceva de Crăciun și v-am spus că o să încep o serie de videoclipuri legate de Crăciun și astăzi voi face titluri de Crăciun. Și înainte să începem, aș vrea să vă rog să dați subscribe acest canal, like acest videoclip și share acest videoclip la prietenii voștri și hai să nu mai vorbim și hai să începem. Deci, pentru primele 4 idei, o să ne trebuiască 2 pixuri, unul negru și unul roșu. După aceea o să ne trebuiască 3 carioci, 2 de o nuanță de verde, una mai închisă și una mai deschisă, și o cariocă roșie. Și cel mai important este această cariocă neagră. Eu ar trebui să-mi iau alta, numai că deocamdată o să facem cu aceasta, că da. Deci, iar pentru primul titlu o să ne folosim doar de acest pix negru, această cariocă verde deschisă și o cariocă roșie. Deci, hai să începem! Deci, dragilor, pentru început, noi o să trebuiască să scriem titlul, iar eu o să scriu titlul pur și simplu și voi puteți să scrieți ce vă trebuie vouă, ce titlu trebuie să puneți voi. Și o să încep cu o culoare de verde deschisă și o să scriu titlul. Dragilor, să vă explic și ideea acestui titlu. Este că atunci când trageți linia în jos, ar trebui să fie mai groasă și când trageți în sus, ar trebui să fie mai subțire, după cum ați observat. Și acum luăm un pix negru și o să facem niște coarne sau nu știu cum să vă explic. O să vedeți pe parcurs. Deci am terminat, după cum puteți observa. Mi-a ieșit așa. Iar acum o să colorăm acest cerculeț cu o cariocă roșie și hai să colorăm. Perfect, dragilor, am terminat și prima idee de titlu, deci mi-a ieșit foarte, foarte bine după părerea mea. Îmi place foarte mult această idee. Vă recomand și vouă să încercați toate ideile astea în caietele voastre de școală sau unde vreți voi, în jurnalele voastre. Sunt niște idei chiar foarte, foarte drăguțe, adică eu o să mă folosesc. Și hai să trecem la a doua idee de titlul. Și în a doua idee o să ne trebuiască doar un pix roșu și un pix negru. Începem să scriem titlul cu un pix negru. Deci eu am terminat de făcut, de scris titlul cu acest pix negru. Iar acum o să
facem niște linii înăuntru cu un pix roșu. O să fac niște mini steluțe. Și acum, în josul titlului, o să fac un bastonaș, un ciubuc de Crăciun. Și hai să-l desenăm. Terminat și cu al doilea titlul. Deci mi-a ieșit așa de bine. Îmi place atât de mult. Este așa de drăguț și frumos. Deci, nu știu, mie chiar îmi place foarte mult. Deci, e superb. O să mă folosesc sigur de acest titlu. Și hai să trecem la al treilea titlu. Și pentru al treilea titlu, o să ne trebuiască o cariocă neagră, o cariocă verde de culoarea închisă, o cariocă roșie și un pix negru. Prima dată o să desenez cu o cariocă verde închisă. Îi facem conturul cu un pix negru. Desenăm niște cerculețe aici și le colorăm cu o cariocă roșie. Și acum cu un marker tot verde închis o să facem o codiță aici. O să fie ceva de genul, așa mai ascuțită, așa, și așa, da. O să-i fac tot la fel un contur negru, cu un pix negru, care am făcut și ăsta. Perfect. Am terminat și a treia idee de titlu și acum o să începem să facem a patra și ultima pe această zi și da. Dacă vreți și mai multe idei, o să fac cu drag. Numai să-mi scrieți în comentarii și dacă comentariile sunt închise la acest videoclip, să-mi scrieți pe celelalte videoclipuri care... la care pot să dai comentariu și o să mă uit. Pentru a patra idee de titlu, o să ne trebuiască un pix negru, un pix roșu, o cariocă roșie și o cariocă neagră. O să începem cu o cariocă neagră de a face titlu. O să scriu titlul tot la fel. Cu o cariocă roșie o să facem un fel de contur acestui titlu. Am terminat de făcut conturul,
să zicem, acestui titlu. Și acum o să iau un pix negru și o să trag așa o linie aici. Cam așa, și acum o să trag niște liniuțe aici așa. Nu contează dacă le faceți strâmbe sau așa. Asta nu contează. Perfect. Și pe aceste liniuțe, cu un pix roșu, o să facem un fel de globulețe, niște puncte așa roșii. Înăuntru, gen aici, în mijloc, puteți lăsați un pic alb, gen, ca să se vadă mai drăguț. Așa. Perfect. Ei, am terminat și a patra idee de titlu. Îmi place foarte, foarte mult. Deci, e așa de mișto și da, în niște nuanțe așa verde, roșu, verde închis. Așa este Crăciun, dragilor. Sper că v-a plăcut acest videoclip și nu uitați, dați like, subscribe acest canal, share acest videoclip la prietenii voștri și nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă vreți mai multe idei de titluri. Și ne revedem data viitoare. Vă pup, pa!